Înalt preasfinția voastră, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, cu multă bucurie am venit astăzi aici la Cluj pentru a ne ruga împreună cu Înalt Preasfințitul în cadrul Sfintei Liturghii și pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă asupra bisericii noastre. Înalt Preasfinția sa m-a invitat de foarte mult timp aici, de când eram la București, la Arhiepiscopia Bucureștilor, să vin odată la Cluj. Nu s-a întâmplat să vin atunci, însă iată că Dumnezeu a făcut ca în anul centenar, în care cu multă bucurie cinstim pe toți făuritorii Unirii, să fim împreună aici, români din toate zonele țării. Unii din Basarabia, iar alții din Ardeal, din Muntenia, din Oltenia și din Moldova. Eu îi mulțumesc Înalt Preasfințitului pentru dragostea pe care o are față de toți românii, dar în special față de cei basarabeni, fiindcă Înalt Preasfinția sa, de când era la Alba Iulia, a arătat foarte mult atenție față de tinerii studenți veniți din Basarabia. Pe mulți i-a ajutat cu burse, i-a ajutat cu cărți, i-a ajutat ca să înțeleagă spiritualitatea noastră și frumusețea ortodoxiei românești și să se întoarcă acasă și să fie bun slujitor ai Sfintelor Altare. De asemenea, aceeași lucrare în Înaltă Preasfinția sa o continuă și aici la Cluj, iar noi îl cinstim și îl prețuim ca pe un părinte al nostru drag, ca pe un mare ierarh al bisericii noastre și ca pe un slujitor devotat al lui Hristos. Mulțumesc încă o dată în Înaltă Preasfinția voastră pentru cinstea pe care ne-o faceți și bucuria de a fi împreună la Cluj. Noi vă invităm și la noi în sudul Basarabiei. Deocamdată suntem la început, trebuie să reorganizăm această eparhie și ca orice început presupune multe, multe activități strict necesare bunei desfășurări a activității pastoral-misionare, social-filantropice, culturale și educaționale. Sperăm că nu peste mult timp să putem face toate acestea, iar în Înaltă Preasfinția voastră să veniți ca să ne binecuvântați acolo la Cahul, pe noi și pe toți credincioșii Episcopiei Basarabiei de Sud. Vă mulțumesc și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această zi deosebită în care a binecuvântat, a rânduit ca noi să fim aici și să primim dragostea în Înaltă Preasfinției voastre. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim!